Pornind de la ipoteza că nimeni nu este perfect pe lumea asta, am încercat să aflăm dacă poate totuși undeva cineva se consideră perfect și bineînțeles că cercetările au început de la staruri, iar ce am descoperit trebuie să vezi și tu. Foarte mulți oameni trăiesc cu impresia greșită că vedetele ar fi perfecte, abdomene nu tocmai grațioase, buric inexistent, sâni atacați de gravitație, mușchi mult prea masculini, invazii de celulită sau trupuri mult prea firave. Să vedem ce celebrități nu au în realitate corpul de vis din reviste. Unele mondene au greșit vădit când și-au calculat kilogramele. Picioarele lui Nicky Hilton seamănă izbitor cu cele ale unei girafe, iar Donatella Versace este mereu o prezență elegantă, cu condiția să nu te întâlnești cu ea pe plajă. Cea care mai obsedată este, de departe, Madonna, doar veine și mușchi au mai rămas din frumusețea de altă dată. Se pare că îi este greu să se oprească. Una dintre cele mai sexy femei din lume, Megan Fox, este frumoasă din cap până în picioare, cu excepția degetelor de la mâini. Bruneta suferă de brachidactilie, o boală genetică din cauza căreia degetele mari de la mâini rămân scurte și groase. Iar mulțumită Vanessa Paradis, strungăreața nu mai e considerată un defect, ci un semn distinctiv care sporește farmecul unei persoane. Să nu uităm și despre celebritățile de peste prut cu micile imperfecțiuni. Loredana Groza nu a fost înzestrată de la natură cu o dantură perfectă. Din acest motiv, diva a apelat la ajutorul unui medic stomatolog. Andreea Raicu a fost mereu preocupată de aspectul ei fizic și de cele mai multe ori vedeta a afișat un look ireproșabil. Însă Andreea are un defect care îi dă bătaie de cap de ani buni, cearcănele. Câteodată am senzația că cearcănele cu care mă trezesc dimineață sunt cel mai mare dușman al meu. Nu le putem trece cu vederea nici pe vedetele noastre autohtone, care se pare că nu prea au defecte. După spusele lor, nu putem fi decât fericiți. Avem vedete perfecte. Dă-i seama că nu o să zicem dacă fim. Păi nu știu, sunt momente când nici eu nu mă suport, pot să recunosc, dar în mare parte mă împac cu mine. Eu am avut careva puncte la care am lucrat și acum cred că am ajuns la o aproape de perfecțiune. Mă simt bine așa cum sunt, mă simt extraordinar, chiar nu am complexe, deocamdată, poate cu anii o să apară. Nu am ce să spun, sunt perfectă.